La exercițiu au participat prin rotație timp de 6 luni structuri de geniu din Forțele Terestre Române și Garda Națională a statului Carolina de Sud din Statele Unite ale Americii, militari rezerviști americani, Forțele Terestre Regale ale Olandei și pentru al 4-lea an consecutiv Brigada 10 Geniu Dunărea de Jos, sprijinită de structurile de geniu din cadrul diviziilor 2 și 4 Infanterie. Scopul exercițiului Resolute Castle 2018 este de a crește nivelul interoperabilității prin instruire continuă și prin punerea în aplicare a unor soluții inovatoare la probleme genistice comune. Planul pe care îl executăm comun aici în Cincu, România, a fost gândit în urmă cu câțiva ani și ajută direct scopului dorit de către liderii noștri, antrenarea militarilor țărilor membre NATO și UE pentru apărarea valorilor comune în care credem. În acest an, la fel ca în anii anteriori, participanții la exercițiu și-au îndeplinit obiectivele. Din nou, vis-a-vis de lucrările efective executate în teren de către militari, sentimente ca prietenia, încrederea și respectul reciproc au încununat eforturile noastre. We do the exercise to build readiness and interoperability. I like to think of it as a win-win-win. There are three wins in it. We build readiness, we build interoperability, and we also build training facilities that help us, such as here at Cincu, where we help build ranges, where we can shoot all different types of weapon systems. We build warehouses where we can store various material, and we also build staging areas for our soldiers to live and work. And as in NATO, we talk about NATO, the strength of NATO is really our cohesion. Cohesion is built by interoperability, and we get interoperability by training and working together. With my battalion, it's an engineer battalion, a construction battalion, so we build things. Over here we have a couple of infrastructure projects. We're going to develop a part of the road, and we build some houses where people can stay in. And that's all for another troops are coming next year. They want to train over here, they can use the infrastructure we built. They have Romanian soldiers and US soldiers integrated in our company. And we even also have a civilian company who is working with us in the project. So we work close together, and we work together for, let's say, better safety for Europe. Normally, if we train, we have to tear it down afterwards. So now we can really build something that will stay here and will support other troops who will come over here to train. Pe lângă mobilizarea rapidă a forțelor, desfășurarea prin rotație împreună cu aliații și partenerii multinaționalei exercițiului Resolute Castle 2018 permite unităților participante să demonstreze capacitatea de descurajare într-un mediu complex de securitate a posibilelor amenințări. În același timp, reflectă gradul de coeziune a grupului. Militarii sunt puternic motivați să lucreze cu entuziasm pentru realizarea sarcinilor și să rămână o echipă. I mean, cohesion and interoperability is the key. When we talk in a NATO construct, the strength of NATO is not the United States Army or the Romanian Army. It's the cohesion and the interoperability that the United States, along with Romania, along with Poland, along with Germany, along with France, can stick together and operate together and provide a credible combat force that will deter aggression. And so that interoperability is absolutely essential. După cum se știe, resursa umană este cea mai importantă resursă a armatei României. Crearea unor relații de prietenie cu militarii parteneri duce la dezvoltarea încrederii între militari. Totodată, prin legături strânse, putem să realizăm armonizarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor cu care operăm. Pot să menționez faptul că militarii români, creându-și astfel de relații personale cu militarii parteneri, au avut posibilitatea să opereze echipamentele acestora, ceea ce duce la un plus de pregătire profesională, la crearea acelui front comun. I can tell you, anywhere you go, whether if you go to Europe, Asia or United States, cohesions as a one team, it's really critical. Everybody has a different personality, characters, but we all get together, make adjustments, learn each other.
And in terms of being here, I didn't have any issues at all. So it's really, once again, it's really critical to become one as a one partnership. Resolute Castle 2018 este un exercițiu amplu care se concentrează pe construcția și întărirea centrelor de instruire din România și Polonia.